Loredana Groza și Anca Țurcașiu sunt două dintre divele care, deși fac parte din garda veche, reușesc cu brio să se mențină în preferințele publicului. Jurata de la X Factor susține că la cei 51 de ani nu are nevoie de vreo îmbunătățire și nici nu are timp să meargă dintr-un cabinet în altul. Drept urmare, felul în care arată acum e rezultatul make-up-ului profesional, dar și al îngrijirii corespunzătoare. Cu toate acestea, gurile rele se grăbesc să afirme că artista și-a făcut mai multe intervenții la nivelul feței, venind în susținerea afirmațiilor cu fotografii din trecut. Nici Anca Țurcașiu nu pare să scape prea repede de gura lumii. Deși este știut că artista are un stil de viață extrem de sănătos și o foarte mare grijă pentru aspectul fizic, sunt voci care afirmă și despre ea că ar fi fost atinsă de bisturiul chirurgului estetician. Finuț, dar ar fi făcut-o. Nu o spunem noi, ci urmăritorii cântăreței, care la unele fotografii îi transmit clar că nu o recunosc. When I see your face.